spune-mi vacanțe, ceva, că tot vorbeam că ești o săgetătoare plină de adrenalină și pleci tot timpul și așa. Înțeleg că săptămâna viitoare pleci pe undeva? Da, înțelegi foarte bine. Plec des și îmi place tare mult să, atunci când am câteva zile libere, să iau avionul și să plec cu prietenii, cu prietenele pe oriunde. Da, plec în Toscana. În Italia. Da, plec în Italia, în Toscana. Plec 4 zile și o să fie frumos. Plec destul de des, îmi place mult să plec. Sunt o împătimită a vacanțelor. Adică dacă ar fi să mă pui să aleg între a sta în București și a pleca undeva, dacă am câteva zile libere, nu stau să mă relaxez, nu stau să dorm, nu stau să mă odihnesc, plec. Dar ai plecat vreodată singură într-o vacanță? Adică singură, singurică, să nu ai cu cine. Pur și simplu, prietenele nu sunt acolo, iubit să zicem că nu e, mama, sora nu poate și să zici, băi, eu vreau să merg singură undeva. Băi, singură nu, n-am plecat niciodată, dar mi s-a întâmplat în felul următor. Anul trecut am plecat în Tulum, în Mexic, o gașcă mare și ei nu erau genul meu ca și distracție. Adică ei pe la 10-11-12 se culcau, iar eu la 10-11-12 și am în oraș și când se trezeau eu de-abia veneam în cameră. Ai înțeles? Și atunci am stat aproape singură. Deci efectiv ieșeam singură din cameră și intram singură în cameră. Bine, m-am împrietenit cu o grămadă de oameni, că eu vorbesc și spaniolă la perfecție și aveam și mulți prieteni pe acolo. Adică prin natura zodiei sunt super sociabilă, sunt super prietenoasă. Adică mă pui singură, nu e o problemă. Dar să plec singură din București? Nu, no way, în niciun caz. Nu. Așa te integrezi bine în comunitate oriunde. Nu, mă integrez oriunde, mă integrez. Pe plan personal, cum ești? Nu, uite, de fapt, altfel vreau să spun întrebarea. La ce te uiți tu prima oară când vezi un bărbat? Nu știu, la ochi, la dinți, la mușchi, la comportament, la suflet? Mai contează și aspectul fizic. Acum de ce să știi că era o vorbă? Dar nu pot să spun că contează atât de mult. Adică am trecut deja de faza la care să zic că ar conta doar treaba asta. Nu, îmi place un bărbat puternic, acum am 32 de ani, gândesc altfel. Îmi place un bărbat puternic, un bărbat mișto, un bărbat smart, cu care să am ce să vorbesc, care să mă facă să râd. Dacă pot râde cu omul de lângă mine, atunci m-a câștigat destul de mult. Care să mă facă să mă simt bine, adică contează foarte mult felul în care mă face să mă simt și ce scoate din mine. Dacă scoate lucruri bune și frumoase, atunci nu trebuie să fie neapărat frumusețea frumuseților, că eu îl văd ca un tip foarte mișto. Da, repet, contează și atracția, evident, fizică și sexuală, până la urmă. Până la urmă trebuie să ne dăm seama și de chestia asta, dacă e compatibilitate sau între zodii. Exact. Știi că atunci când cunosc un tip, intru pe... Și acum, la 32 de ani, intru pe Google și scriu compatibilitate. Femeia săgetător cu bărbatul... Nu știu, berbec, dau un exemplu. Sau crezi în astea? Eu te văd, să știi, te văd seara la Extra Night Show când vin doamnele cu astrologia. Ești foarte implicată, măi, dar la săgetător zice bine sau nu zice bine? Că... Cred foarte mult în treaba asta. Știi cum e, de obicei lucrurile se întâmplă atunci când crezi în ele. Dacă tu nu crezi deloc în treaba asta cu zodiile, atunci ele nici nu vor funcționa. Dar îmi dă o stare bună. Și indiferent dacă eu le zic de bine sau de rău, țin cont și mă... Și cred în treaba asta, da, am crezut întotdeauna. A fost vreodată să nu fie compatibilitate între zodii? A existat, păcat a fost că mi-am dat seama prea târziu și am pierdut timp acolo și am investit și niște sentimente, dar așa se întâmplă, nu-i problemă, învățăm. 32 de ani mai ai timp până la urmă, nu? Da, mai am timp, știi cum e, important este să-ți dai seama la un moment dat de această incompatibilitate și să nu persiști în ea. Știi când să pui punct. În nepotriveala asta permanentă, atunci devine o relație toxică, indiferent de natura relației, că e amoroasă, că e de prietenie, că e de colegialitate și așa mai departe. Dar nu ai cum să-ți dai seama din prima, știi? Trebuie să petreci un timp și după îți dai seama dacă e sau nu e de viitor. Exact.